În ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la dispariția a două persoane, una dintre ele fiind minoră. Poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată de un tânăr cu privire la dispariția fratelui său, Georgian Turturică, în vârstă de 17 ani, plecat de acasă din județul Buzău în data de 4 august ca să se întâlnească cu o fată din Hunedoara. Luni 5 august, în jurul orei 10:30, Georgian și-a anunțat fratele telefonic că este în gara din Hunedoara urmând să ia trenul spre casă în Buzău. Ulterior, minorul a fost sunat în repetate rânduri de către membrii familiei, însă nu a mai răspuns având telefonul închis. Tot ieri a fost semnalată și dispariția unei tinere de 26 de ani, de data aceasta cercetările fiind demarate de polițiștii din Petrila. Luni 5 august, în jurul orei 12, sora Cristinei Bălănescu s-a dus la magazinul unde aceasta era vânzătoare, dar a constatat că sora ei închisese magazinul și plecase, deși programul de lucru era până la ora 14. Familia a încercat să o contacteze pe tânără pe telefonul mobil, însă fără succes a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara. Din momentul primirii sesizărilor, polițiștii au desfășurat mai multe activități investigative și de căutare în vederea depistării celor doi dispăruți care au fost dați în urmărire națională.